domnule primar, prea puternici părinte, doamnelor și domnilor, adevărul e că eu mai lipseam de aici, dar n-am putut să-l refuz pe vechiul meu prieten, domnul Agop, cu care avem o colaborare din 2017, de când eu am venit la bibliotecă și am făcut împreună câteva activități frumoase, pentru că eu plec de la ideea de datorie. Noi, băcăoane, avem o mare datorie față de comunitatea armenească, cum la fel avem o mare datorie față de comunitatea evreiască, față de comunitatea ciangăiască, față de comunitatea germană, polonă, italiană, elvețiană, pentru că să nu uităm, acum 150 de ani, Bacău era un oraș cosmopolit. În Bacău trăiau populații foarte diverse și uite că reușeau să conviețuiască strada mare, ulița cu Dugheni Negustorești. Bacău era un oraș viu, era un oraș unde se puteau întâlni și unde puteau trăi în armonie aceste comunități. Tocmai de asta eu am acceptat cu bucurie invitația domnului Agop, pentru că avem datoria asta de a nu uita, de a nu uita pe cei care au făcut ceva, pentru că fără ei noi n-am fi fost astăzi. Și vă dau exemplul bibliotecii pe care o reprezint. Unul dintre fondatorii bibliotecii, pentru că a fost o societate a notabilităților, au fost 11 notabilități, 11 oameni din Bacău, care, la inițiativa primarului de atunci, Gheorghe Sturza, au înființat societatea Cultura. Ei, printre ei era și un armean, ohanesian, negustor, care și el și-a adus contribuția, a pus și el umărul, nu, la înființarea acestei societăți, care ulterior, în 1893, pentru că anul ăsta se vor împlini 130 de ani de la înființarea bibliotecii din Bacău, au pus bazele unei asemenea instituții. Erau oameni vizionari, oameni cu dragoste de locurile astea, oameni care au făcut ceva, sigur, și pentru ei, dar au făcut ceva și pentru comunitatea în care au trăit. Oameni care au lăsat urme. N-are rost acum să reluăm toată discuția cu marile personalități pe care le-a dat comunitatea armenească Bacăului de-a lungul vremii. Dar un singur lucru aș adăuga, să nu lungesc intervenția mea, apropo de acest genocid. Știți cum e? Noi când auzim cifre, auzim cifre, dar nu știu dacă... Eu aș invita să trecem dincolo de cifre, că Stalin spunea odată, moartea unui om este o dramă, moartea a milioane de oameni este o statistică. Eu v-aș invita să facem acest efort și să ne imaginăm grozăvia care s-a petrecut cu moartea acestor peste 1,5 milioane de oameni, în definitiv. Și toate lucrurile astea le găsim minunat descrise în tulburătorul roman al lui Varujan Vosganian, Cartea Șoaptelor. Probabil că unii dintre dumneavoastră îl știți deja, cei care nu știți, chiar e o carte teribilă, o carte care îți dezvăluie o dramă, îți dezvăluie ce a fost de fapt dincolo de tot ceea ce înseamnă război, politic, mișcări în Imperiul. Acolo e vorba despre oameni, în primul rând, și noi asta nu trebuie să uităm. Că înainte de a fi români, armeni, evrei, turci, chinezi sau ce vrem noi, suntem oameni. Și că avem această datorie de a nu-i uita pe cei de dinaintea noastră, pentru că altfel, cum spunea domnul Brăneanu, cine își uită trecutul, n-are viitor, e condamnat să repete aceste greșeli. Și tocmai de asta vă felicit că țineți steagul sus, că faceți tot ceea ce puteți pentru a menține vie flacăra asta a comunității armenești. Suntem pe o stradă, suntem într-un loc încărcat, nu? Asta era odinioară strada armenească. Erau foarte mulți proprietari armeni, foarte multe locuințe, foarte multe magazine. Oamenii ăștia au făcut ceva și noi suntem și produsul lor. Cu asta închei cu îndemnul de a nu uita ceea ce s-a petrecut și de a-i pomeni pe cei care au fost înaintea noastră, pentru că datorită lor existăm și noi.